Bună seara, doamnelor și domnilor! Am să vă fac și în limba română acest ritual. Acest ritual puteți să-l începeți într-o zi de duminică, de exemplu, astăzi. Sau orice zi a săptămânii. Nu trebuie să aveți lumânări, nu trebuie să aveți lună, nu trebuie să aveți nimic. Trebuie să aveți unghii veci, gol și pământ normal. Pământ normal. Și apoi trebuie să aveți o poză a persoanei pe care vreți să o dominați să facă ce vreți dumneavoastră și pe spatele pozei scrieți numele ei, numele persoanei și ce vreți să facă. Să vină, să se îndepărteze de cineva, să nu mai stea cu cineva. Șapte săptămâni să face acest ritual. Această, acest suport de flori, ghiveciul și pământul și poza, trebuie să fie poză. corp complet până la jumătate, trebuie să intre în pământ, da, trebuie să intre în pământ, poza. Și trebuie să stea așa șapte săptămâni. Acest ghiveci și pământul nu trebuie să vadă lumina soarelui. Pentru că atunci se duce vraja. Trebuie să o lăsați așa, vedeți, jumătate să fie în afară persoana. Puteți pentru orice, pentru coleg de serviciu, șef care nu este bun cu dumneavoastră, orice, orice, oricine, da? și scrieți pe spate ce vreți să facă acea persoană, să se întoarcă, să fie mai înțelegător, să vă dea promovare, să orice, da? Așa, dacă începeți duminica, timp de șapte săptămâni în fiecare duminică, puneți apă la această floare, așa, puneți apă, și spuneți, nu ud floarea, ci în moi inima acestei persoane să vină să facă ce vreau eu, ce a scris aici pe spate, spuneți, da? Nu trebuie să spuneți rugăciune, nu nimic, doar să în fiecare, la, deci la fiecare săptămână, deci când se împlinești șapte zile, șapte săptămâni, de șapte zile, în fiecare duminică, deci dacă eu încep astăzi, duminica viitoare, mă apuc și ud. Aia la altă săptămână, duminică, iar aud și spun să vină să facă ce vreau eu, da? Să lase acea persoană. Dacă dumneavoastră sunteți căsătorită și acea persoană este căsătorită, nu va merge acest ritual. Poate să meargă, puteți să încercați, da? Dacă aveți la cineva care vă face un ritual, nu mai faceți și dumneavoastră ritualuri pentru că se strică. Nu se mai întâmplă nimic apoi, da? Nu faceți ritualuri pentru două persoane odată. Nu faceți două, trei ritualuri deodată pentru o persoană, pentru că iarăși nu se întâmplă nimic. Când sunteți ocupați, când ați făcut un ritual, așteptați șapte săptămâni, de exemplu, cum e acest ritual, după șapte săptămâni, poate dumneavoastră puteți, după 3-4 săptămâni de udat, puteți să vedeți rezultat. Dar nu da să se ude poza, da? Udați așa pe margine, da? Poza poate să fie mai mică și ghiveciul să fie mai mare, da? Sau cum îl aveți. Și după 3-4 săptămâni trebuie să vedeți rezultat. Dacă nu, după 7 săptămâni, depinde cât de greu este cazul. Cât de mult este, de exemplu, dacă eu sunt căsătorită și acel bărbat a plecat cu altcineva, dacă el e de mult cu acea persoană, deci mai mult durează până să se prinde, dar depinde și de credința dumneavoastră cu care faceți lucrarea, da? Și în această perioadă încercați să, să fiți pozitivi, să nu bârfiți, să nu faceți multe lucruri, știți, să stați departe de bârfă, de sentimente negative, da? Uh, nu știu dacă mai trebuia să vă mai spun ceva... Uh, după, după ce este gata, păstrați poza, pământul aruncați și ghiveciul păstrați, da? Aruncați pământul unde vreți dumneavoastră, afară, la gunoi, unde vreți. Și poza o păstrați undeva, într-o carte, da? Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.